Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. La acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Cum străiesc? Și să cred eu? Feodora Brusnițân, din Albota de Sus, Teraclia, trăiește o mare nedumerire. Femeia de 63 de ani suferă din dragoste. M-a obișnuit, nici n-aveți idee cum. Cel care a rănit-o pe Feodora este nimeni altul decât soțul ei. Femeia se plânge că, de 4 ani, de când a revenit de la muncă din Italia, nu-și mai recunoaște bărbatul. Știți ce ne-a spus el? Plohă merge în starul balnui. Feodora povestește că soțului său, Victor, i-a intrat în obicei să-și pună cele mai bune haine și să plece de acasă. I-a spus, stai mai băiete, dar unde te duci tu? Eu mă duc la Costea Rotării. Azi te duci la Costea Rotării, mâine te duci la Costea Rotării. Feodora crede că bărbatul, alături de care trăiește de 40 de ani, are o altă aleasă. Mai mult, el i-ar fi recunoscut asta. Îmi spune, dacă de când tu ai fost la Italia, eu ne-am făcut 3 prieteni. Femeia zice că nu mai poate trăi sub același acoperiș cu soțul care ar înșela-o și insistă ca Victor să treacă detectorul de minciuni. Eu vreau să aflu cine s-a este tripadrușchi, cine femeia, unea e jenșină, cine e jenșină asta. Și vreau să aflu dacă el îmblă cu cineva. Victor, cu greu, dar a acceptat solicitarea soției sale. Tarati blog. Înseamnă eu la Gigansex. Cât de sincer a fost bărbatul? Cum s-a ajuns ca soarta cuplului Brusnițân să depindă de rezultatele testului la detectorul de minciuni? Dar și ce va face Feodora atunci când va afla adevărul? Vedeți în această ediție. Feodora recunoaște că gândurile despre infidelitatea soțului o macină zi de zi. Ea spune că nu mai poate trăi cu bărbatul în care nu are încredere. Ce a făcut-o pe femeie să aibă dubii? Aflăm imediat. Doamna Feodora vă așteptă. Bună seara! Discutăm o temă care e așa, e o piatră pe sufletul dumneavoastră. Și vreau să vă întreb mai întâi, de ce v-ați decis să vorbiți despre acest lucru în public? Pentru că trec ani și nu se schimbă nimic. Rău și rău. Și cât se poate. O să vă întreb chiar din start, ce vă faceți să credeți că soțul dumneavoastră vă este infidel? Cum să vă spun? El și ne-a spus singur. El îmi spune, trece vreme cât o lexic și el îmi spune, știi, de când tu ai fost în Italia, eu mi-am făcut 3 prieteni. Să-ți vorbim lui. Nu prieteni, dar prieteni. Prieteni, da. Eu chiar mă miram. De ce n-am găsit un prieten să fac o baie ca lumea, să fac un sărai la vacă, ca să nu chiși sărai pe vacă? Pe urmă îmi spune, eu... Dar l-ați încercat să-l întrebați, dar ce fel de prieteni sunt? Ce faceți voi? Dar n-am voi? Avut pe cine să întreb, că el ridica pumnul. Dar de cât timp aveți aceste bănuieli? De când ați revenit sau încă atunci în Italia? Când am revenit, s-o adunat. Și vă mai spun încă una. Și când nu și ne-am certat noi ziua, dar eu trebuie să plec, vin la Chișinău, să plătesc la băiet gazul. Și seara la ora 11 el mă sună. Poți nu mai vii acasă? Că eu am... Mine e jenșină. Da, e că cuvintele ăsta mi-a spus. E că deși cred... Și ați revenit? A doua zi am venit. Ai femeie, dacă e femeie, și duci și faci gospodărie, cum ai făcut cu mine. Asta am spus. Și el ce a zis? Rău. În ce sens rău? A rămas acasă cu dumneavoastră? Da, eu n-am văzut-o. Da, dar a rămas cu mine. Dar l-ați întrebat de jenșina? I-a spus. Unde e jenșina ta? Așa? Și? Nu răspunde nimic. Colegii mei au pregătit un subiect despre familia dumneavoastră. Haideți să-l vedem împreună. Atenție la ecran. Feodora și Victor Brusnițân și-au legat destinele acum 40 de ani. Femeia spune că după câteva întâlniri, bărbatul a decis să o ceară de nevastă. Și că data de 5 octombrie am făcut nuntă. Nuntă mare, frumoasă. Feodora zice că și-a dorit să amâne nunta pentru a-și cunoaște mai bine alesul. Zic, Vitea, hai să mă așteptăm o 2 ani. Eu nu te știu. Dar el spune, dar eu cum să mă duc acasă? Eu trebuie să am... Eu nu pot să mă duc acasă, e rușine. Și nu a fost jele.
Mi-a fost jele, dacă eu cu jelința asta mi-a tot viața așa mă chinu. După căsătorie, familia a trăit un an în Chișinău, după care s-au mutat în Albota de Sus, raionul Taraclia, unde și-au construit o casă. Soții Brosnițân au crescut doi băieți. Femeia nu își poate ierta nici astăzi soțul care nu i-a fost alături la nașterea copiilor. Și ei dă trupca lui și el e trupca și spune, «Șto hoces?» Zic, dar de ce așa e răspuns? Nu te interesează unde sunt eu? Nu te interesează ce am născut eu? Eu născut un băiețel. Băiețel născut. Acum 8 ani, familia lor a mai trecut printr-o încercare grea. Al doilea copil al lor a decedat în Rusia, într-un accident rutier. Și cred că el o adormit sau și niște, că nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Și eu șit înainte și l-a format complet. După tragedie, Feodora spune că la insistența soțului său a plecat la muncă în Italia. Ea zice că de acolo îi trimitea bărbatului sume enorme de bani pe care bărbatul îi cheltuia irațional. S-a pus în genunchi, când mă răb de te duci, să te duci din ograd, nu te vede. Și eu am plecat. În 2018, din cauza problemelor de sănătate, femeia a revenit din Italia. Victor însă nu s-a bucurat de asta, spune Feodora. Eu nu puteam să merg de la, când am venit la Italia. Și mi s-a cleștat toate sustavuri, eu nu puteam să merg. Doamna Feodora, dar vreau să vă întreb acum un lucru. Dumneavoastră, v-ați simțit vreodată fericită alături de soțul dumneavoastră? Au fost timpuri când erați fericiți? Dar știți că nu ți-l minte. M-am stăruit. Eu vă spun drept că eu nu l-am iubit. Dar zic că să treacă vremea și știți că să învață unul cu altul și poate și așa viață între noi. Dar el v-a iubit? Dar el a băut, nu m-a mai iubit. El vine bat. Felurite vorbe urâte. Și așa a fost toți 40 de ani de când sunteți împreună? Nu, împreună? Mai fost o câțiva ani când el asta trăie de parte din noi directorul sovhozului și mă duceam și mă plângeam la dânsul. Eu făcut observații că el lucra în brigada, stroi brigada, lucra pe tlărame. Lumea fășe lemn pentru casă, în sufoz. Și a făcut observație și s-a ținut? Nu a băut o vreme? Nu, da, nu a băut o vreme. Și când nu bea, este altfel? Da, atunci așa era. Când nu bea, era altfel. Era grijuliu, era iubitor, cum era? Da, numai pentru dânsul. Dar eu n-am avut când atunci să-i trag atenție, că eu eram la lucru. Mă dușem, eu n-am avut în viața mea nici concediu, n-am avut. Teodora, dar tu ai știut vreodată de ce femeile se mărite sau nu? Dar când ai aflat și tu de ce te-ai măritat? Eu am trăit la Chișinău cu verișoara lui. Și noi ne dușem o săptămână la părinții. Eu am trăit cu mama Vitrică, mama mea a murit când eu aveam 6 ani. Și o săptămână veneam la prietena mea aici în Albota de Sus. Și o leacă cum eram cunoscuți. Dar n-am avut gând cât mă mărit cu dânsul. Și s-a întâmplat așa că verișoara mă sună și spune, noi venim cu Vitea în ospiție. Vitea vrea să vii la tine în sat în ospiție să vadă cum trăiți. Că veniți. Tata era acasă, mama Vitrigă tot. Dar eu până la asta am avut prieteni care au fost cunoscuți 8 ani de zile. Prietenul, mama la prietenă, i-a spus, la prietenul meu care l-am iubit, i-a spus că știi că fata care te întâlnești e, nu a avut mamă și nu a învățat-o să fie gospodină. E ce-i trebuie? El nu m-a lăsat. El mi-a spus, dar eu m-am supărat. M-am supărat tare că n-am vrut să-l mai văd. Și atunci când a venit Victor în viața dumneavoastră și v-a cerut de mireasă, v-ați grăbit așa, de ciudă? Nu m-am grăbit. Iacă cum a fost. După ce a venit prietena cu dânsul, după 2-3 ceasuri, îndată mi-a spus prietena, că știți că noi nu suntem singuri, spune la părinții noștri, mie. Noi, după, la noi vine și părinții lui și părinții lui prietena mea. Dar eu întreb pentru ce? Dar el vrea să căsătorească cu tine. Și tata i-a spus deodată,
lasă vie, dar eu pe Dora nu o dau. Că ei ni... și că e iubită și vreau să trăiască lângă mine, să nu o dau pe sat străine. Și mult o mărs, vă spun, cum, ceremonia asta la mine. Și eu îi spun lui tata, tata nu plânge, cred că să e soarta. Și tata și nu știe ce-o crezut, că cred că el o crezut că eu am relații tare apropiate. Dar eu n-am avut cu dânsul nici o relație. Și atunci, doamna Teodora, și mai mare este întrebarea. De ce v-ați căsătorit? Și părintele nu vroia să vă dea. Nici dumneavoastră da, nu vă stătea inima, vă spun că nu vi se trăgea la el. De ce trebuia să vă căsătoriți? Eram tânără și am vrut să o leacă, cum spune, gordă. Că îi fac în șiu de la prietenul care m-a obișnuit. Așa. Ziceți că îl bănuiți de infidelitate, chiar și acum, la câți ani are domnul Victor? 62. 62. Mulți înainte și pentru dumneavoastră și pentru dumnealui. Mulțumesc. Dar nu credeți că poate fi vorba despre o prietenie? El zice padrughi, nu? Așa... Nu las sau... și prietenie. Dar prietenie nu se face așa cum face el. Chiar credeți că el este... Dar nu cred. Eu aștept de la dânsul să-mi spui răspuns. Că au trecut de acum 4 ani și el nu-mi spune nimic. Și el nimic. Ce vă spune? Are sau nu? N-am nimic. Păi atunci ziceți că v-a sunat la telefon și a zis că o mine este женщина. Atunci de ce nu l-ați crezut? De ce l-am crezut? Cum l-am crezut? Eu l-am crezut. A doua zi dimineață eu vin acasă să-și iei женщина și duc să trăiască. Așa. Și să facă gospodărie. La să trăiască. Eu nu l-am oprit niciodată. Să mă lese, să nu mă obișnuiască. Dar eu dacă îi spunem de женщина, dacă îi spunem de prieteni care... El ridica pumnii. Haideți să vă întreb direct și deschis. De ce nu ați divorțat dacă nu ați fost fericit? N-am divorțat pentru că băieții mei au vrut și tată și mamă. Și eu am răbdat. Eu umblam la lucru și... Acum băiatul dumneavoastră este mare. Da. Celălalt, din păcate, l-ați pierdut. Da. Acum de ce nu divorțați? Acum de ce nu divorțez? Acum băiatul ăia, că mi-am arătat la doamna Alesia și îmi scrie băietul. Mamă, eu vreau să am tată și mamă, păziți-vă că eu lucrez și trăiesc pentru voi. Așa a zis? Câți ani are băiatul dumneavoastră? Are. 30 și ceva, 34. Bărbat matur. Da. Căsătorit și el? Nu, nici nu vrea. Doamne. Și el, la vârsta asta a lui, spune că el vrea să aibă mamă și tată văzându-și mama nefericită? El știe că dumneavoastră nu sunteți fericită alături de tatăl? Eu nu-i spun. Povestea dumneavoastră se vor regăsi foarte multe femei, dar ceea ce spuneți dumneavoastră sunt doar niște motive. Nu-i devină nici copilul, nici starea financiară, ascultați-mă un pic, pe care o aveți. Sunteți dumneavoastră devină când n-ați pus punct. Dacă doreați din tot sufletul, o făceați. Dar știți de ce nu ați făcut-o? Fiindcă depindeți moral de el. Numindu-vă urât, vă numea în fiecare zi urât, el astfel vă domina moral, înțelegeți? Vă agresa nu atât fizic, cât și moral. Și dumneavoastră, fiind o femeie puternică, eu vă văd în dumneavoastră o femeie puternică, dar aici atât de slabă, fiindcă sunteți prețată moral de el. Depindeți moral și... trebuie să vreți asta, trebuia de mult tare să găsiți puterea asta. N-am acum vrut. E târziu, acum sunt scuze, știți am vrut. De ce? De multe ori am vrut. Și îmblam cu adeverința de căsătorie în buzunare. Mă ducem până în raion și mă întoarcem cu zi înapoi. Eu încerc iertare, doamna Dora. Mai încercați odată, dacă dumneavoastră vreți să țineți, să păstrați această familie și în continuare, așa, credeți dumneavoastră că e mai bine? Mai cedați odată. Dați mâna dumneavoastră. Fiți puternic până la sfârșit. Dar nu cădeți pradă lui Victor. Dumneata ești ca un jucăric pentru el. Fiți puternic în tot sensul. Dumneata ții gospodăria cu banii, cu ați mers, ați muncit. Aveți și dumneavoastră cuvânt. Cum adică să-mi zic mie, soțul meu, că eu sunt cu cineva, cu prietena mea, și eu să-mi fie fric să vin acasă, în casa care am muncit eu. Noi 44 de ani, Anatol ne cunoaște, 44 de ani am căsătorită cu un bărbat. Wow, mulți înainte. Mulțumesc frumos. Dar
Mulțumesc frumos. Vreau să vă zic, au fost și bunișărele, dar n-au știut nici nașii noștri ce se petrece la noi în casă. Ce am fost, credeți că eu n-am avut și eu unele încercări cu soțul. Soțul meu e muzician, care cred toți muzicienii ar putea, adică să... Dar le-am trecut, ne-am așezat la masă, unde am mai țipat eu, unde el, unde am bătut cu pumnul în masă. Dar eu, așa este, dar știu că e familia sănătoasă. Mulțumesc Bunului Dumnezeu. Fiți tari. Dacă vreți să mai păstrați familia, fiți tari. Dumneavoastră, faceți primul pas. Mai faceți un pas. În rudenia noastră s-a întâmplat așa un caz, asemănător cu a dumneavoastră. Tata a decedat când băiețelul a avut jumătate de an. A crescut băiatul, au venit pițitori, nevastă tânără, tata a murit departe, acolo și a fost înmormântat. Veneau să ceară de nevastă. Copilul, înțelegând situația, a spus că dacă dumneata îl primești pe cineva, adică nu mă cunoști, nu mă știi și nu te știu. Mă uit că și vorbiți dumneavoastră, dumneavoastră ați mers după cuvintele copilașelor dumneavoastră, băiețelor. Eu vreau să vă spun, dumneavoastră a trăit o viață foarte și foarte grea. De ce? De atâta că nici dumneavoastră nu l-ați iubit, nici el, Guleai Gubernia și gata. Acum trăiți pentru nepoței viitori care, da, Doamne, să vă dea Dumnezeu. Doamne. Să vă împăcați cu feciorul care este sângele dumneavoastră. Nu, eu soțul, duc-se, tată, ai trei pătruși, du-te, ia-te, ia-te, poarta-i deschisă. Așa fac, n-ați pace. Și nu cere el să dea mărturisiri, să dea asta. Băi, tată, iată, le vorbești cu computerul. Da, a intrat în internet cu dânsul. Stați, el n-are treabă. Hai să vedem, să vedem. Și să știți că o să vă fie mai greu atunci când o să aflați adevărul. Da, mai greu o să vă fie. Teodora, bine, poate eu sunt un pic mai tânăr sau mai bătrân, nu știu. Eu am total altă opinie. Fiecare clipă a vieții tale ți aparține. Eu niciodată nu te voi sfătui că dacă te chinui acum, duci chinul mai departe, pentru că cel care s-a chinuit pentru noi, pentru Dumnezeu, a fost care, în creștinism, se spune Iisus Hristos. Noi nu mai suntem. Viața ți-a dat Dumnezeu că să trăiești. Nu ți-a dat că să te chinui. Și eu, în total, sunt în dezacord cu colegii mei, care încearcă să vă însufle, să vă chinuiți mai în continuare. Sub nicio formă, Teodora. Tu ești femeie puternică, practic, pentru a care a face lucrurile, dar legat de relații, de cuplu, habar nu ai în ce lumea trăiești. Atunci, nu e suficient că eu am numai apă, apă foarte bună de la izvor să beau. Îmi trebuie și mâncare, îmi trebuie și aer. Pentru asta, în primul rând, eu îți spun, trăiește, indiferent câți ani ai, așa cum o să-ți fie bine, nu o să fie rău. Cu soț, fără soț, cu copii, fără copii, fiecare dintre ei au viața lor personală și tu trebuie să ai viața ta personală. Noi ne naștem individual, după aia cream în jurul nostru pe cei dragi. Da. Și acum vă invit să vedem un subiect despre viața celor doi soți. Atenție la ecran. Teodora își amintește că i-a fost greu să ridice casa. Ea spune că fără ajutorul tatălui său nu i-ar fi reușit să ducă construcția la capăt. Asta pentru că Victor nu se implica în muncă. Mulți păreți am care strâng. Și când facem lichem în casă, părinții, soacră mea, tot eu vrem și ca, eu știam și frumos și normal. Stăte făcute cu mânuțele mele și sunt făcute noaptea. El doar nebat, dar eu pe masă pun o... Atunci când a plecat în Italia, Feodora a sperat ca Victor să se ocupe de gospodărie, însă el nu a mișcat un pai, se plânge ea.
un an, el a băut și se dimințe. El a crezut că asta e glumă. Pe urmă, spune că era tare... Cu bețea o dușă tare strașnic. Feodora spune că, din economiile pe care le-a făcut, i-a reușit să-i cumpere fiului un apartament modest în Chișinău. Și băietul era pe drum, zică, de să fac la băie să aibă un loc unde să se poate trăiască el, să nu vadă problemele care le avem noi. Și am lucrat până am făcut de un apartament în Chișinău, cu o cameră, nu așa bogat. Acum, Feodora spune că nu mai are puteri să muncească și este nevoită să se întrețină din pensia pe care o primește. Victor nu lucrează nici el. Aproape tot timpul, bărbatul îl petrece îngrijind stupurile de albin pe care le are. Eu sunt la pensie, dar prin ogradă fac tot cele. Tot ce trebuie, eu fac. Eu coc pâine, eu fac mâncare, eu prășesc. Asta și înseamnă? Scolcă-te în iebă la domnul, minea tri padrușchi. Не приезжай домой, у меня есть женщина. Юра, ты меня не так поняла. Я не интересуюсь, ари я, сау нар, кер дака ари. Нас им спуи, другой дискиз. Повтим, домнули. Я аж креди, după ochișorii, că vă plac femeile. Eu când dormeam cu tine, știa și bine dormeam. Aveam somnul dulce, nu că era sex. Uitați, vorba lungă, ochi vânăt, știi de asta? În timpul căsniciei cu Feodora, domnule Victor, ați întreținut relații sexuale cu o altă femeie. Trec ani și nu se schimbă nimic. Rău și rău. Și cât se poate. El și ne-a spus singur. Știi, de când tu ai fost în Italia, eu mi-am făcut trei prietene. Poți nu mai vii acasă, că eu am... Mi-a ies женщина. Vă spun drept că eu nu l-am iubit. Dar el v-a iubit? Dar el a băut, nu m-a mai iubit. De ce nu ați divorțat, dacă nu ați fost fericit? N-am divorțat pentru că băieții mei au vrut și tată și mamă. În această seară vă spunem povestea Feodorei Brusnițân din Albota de Sus, raionul Taraclie. Femeia de 63 de ani este aproape convinsă că soțul o înșală. Mai devreme, ea ne-a spus că a început să-l bănuiască de infidelitate după ce bărbatul i-ar fi reproșat felul cum arată și vârsta ei. Feodora a insistat ca Victor să treacă testul la detectorul de minciuni. După mai multe ezitări, acesta a acceptat testarea. Ce întrebări i-a adresat expertul poligraf, dar și cât de sincer a fost bărbatul, vom afla foarte curând. Dar nu înainte de a auzi ce crede Victor despre acuzațiile pe care îi le aduce Feodora. Domnule Brusnițân, vă așteptăm! Subiectul discuției este unul destul de sensibil. Pentru că este vorba despre o familie, despre doi soți, la o vârstă destul de frumoasă. Ați trăit împreună 40 de ani și uite că vine doamna Teodora la noi în platou și ne povestește că vă bănuiește de infidelitate. Și vreau să vă spun, să vă întreb de fapt, cum s-a ajuns până aici? Cum credeți dumneavoastră? Ei, pe Mulionești nu pot să vă spun. Vorbiți pe rusești. Pe rusești, de că... Da, vă rog. Nu cag de șur. Păi, semenă, mă. Ea niciodată nu izmineau, nu se birau să izmineai. Iubil eu, îi iubiu de sich por. Pravda? Nici probleme. Ничего не чувствую душе против нее. Она у меня работящая и специалист по всем вопросам. De 4 ani când sunt venită din Italia, n-am auzit odată să-mi spui că mă iubești. Și când am venit din Italia și am stat vreo jumătate de an, știți ce mi-a spus el? Nu mi-a spus, desplec eu în Chișinău, cam unde să trăiesc, este casă la picior, mă duc la lucru, poate ceva, să fac bomba. Dar știți ce mi-a spus? Dar ce te buși? De ce ai stai tu acasă? Du-te în Chișinău, pe o lună de zile, și odată în luna aceea ai să vii acasă. Unde e iubirea, domnul Viteac? Nu, ты меня не так поняла. Как не поняла? Я тебе понял. Ты только что сказал, что я понятный человек, а сейчас я не поняла. Я тебе сказал. Очень хорошо я тебе поняла. Я видела твои поведения.
Și vreau încă să mai spun o vorbă. Eu nu l-am... Nu l-am revnuit cu asta. Nu ați fost geloasă? Nu am fost geloasă. Eu am fost geloasă pe cuvintele care mă obișduia. Eu nu mă interesează. Are el sau n-are? Chiar dacă are, lasă-mi spui, drumul e deschis. Poftim, domnule. Este femeie care a spus cu aici, du-te. Domnule Victor, dar dumneavoastră i-ați dat vreodată soției dumneavoastră motive să fie geloasă? N-am dat. Sau să vă bănuiască de infidelitate? N-am dat și mă jur că... Nu, da. Asta și înseamnă? Scolcă-te nebula, domnul, minea tri padrușchi. Că da, eu ieh la Chișinău, uite, bea, ne priegeai de moi, minea ies женщина. Da, сказал так, в горечи своем, уже довела меня. Ce mi-a tebe довела? А чем она довела? Я уехала к Кишиневу, довела. А после утра до ночи, скажи мне правду, где твоя женщина, и уехала. Говорю, не приезжай в Кишинёво, я приеду. Я когда уехала без женщины. Подружки ты имел, три подружки. То есть вы это в сердцах, со злости, что ли, сказали? Со злости я сказал, уже допекло. Уже. Неправда, говори правду. Ну как неправда? Правда, люди слышат, видят, что правда. Анна Феодора, да, есть у нас аспект, чей корешал и ну спун. Залежит, я поэта шал теня тензи от у меня вастры. Врезва фак джелуаса. Eu aș crede după ochișorii că vă plac femeile, dar și n-aș crede. Haideți să vedem cine a mai spus mai devreme soția dumneavoastră. Atenție la ecran. Erau mulți în biserică. Că tămană prin aprilie, tămană postul mare. Eu am pus o masă de post acolo. Și s-a plecat. O rămas numai care lucra în biserică. Eu, el și doamna aceea. Eu mă uit, nu pleacă ei. De ce nu pleacă oricine e asta? Că e din sat la noi, dar la noi, în familie, niciodată ea nu era, nu juca niciun rol. Și întreb care îmi vinde acolo lună, că cine e asta? Ia că... Și eu întreb, dar ce s-a întâmplat? Dar știți că am scăpat lumânarea sub masă și vreau să iau lumânarea. Zic, dar nu te deranja, n-ați o altă lumânare și dacă... Că noi trebuie să strângem lemn, să plecăm. I-am dat lumânare, așa și-o stat. I-am plut-o în culiocul lui, să-l duc, acolo era unde se duce gunoiul. Și el a ieșit cu culiocul și ăla s-a dus și din urma lui a ieșit și el. Dar se uita unul la altul, el și dintr-o parte și dintr-o parte. Ei sfășeau de voi și ei sfășeau de ăsta. Și el și de numai cu dânsa. Mi-au spus de am femeile care erau în biserică. Dar nu numai la femeie, dar chiar între dânsele. Chiar între dânsele și de. Și eu i-am făcut observație. Tu știi că trebuie să stai în partea dreaptă, dar femeile în partea stângă. Dar ce ai avut cu dânsa? Dar știi că m-a rugat că eu să stâng lumânările, dar tu ai dreptul să stângi lumânările? Nu sunt mie care sunt mai credincioasă să stâng lumânările? Stai în partea ta. Nu știu ce aud. Doamnă, dragă, uitați-o, Natalie, de la început ai spus că nu îl iubești. Acum fiecare pas, fiecare centimetru pătrat, gelozia Natalie. Cu ce-i legat asta, mamă? Nu acum, asta... Bun, mă tare spui că el s-a uitat la doamna aceea care... Puterile lui. Care vinde lumânări. Dar spune-mi, te rog, când ai fost 10 de ani pe scotare, el nu s-a uitat la dânsa? Fărmă ta. Dar de atunci s-a început. De atunci s-a început. Mamă! Ei nu se cunoște eu. Și asta e o doamnă tare ușoară la minte. Tu știi. Opa, aici e judecată de amul. Dar de pace. Și în biserică, dacă spune doamna, care spune doamna, care vinde lumânări, spune domnului, duci stângi lumânări, el are dreptul. El e bărbat, are dreptul să intre în altar, bărbatul. Femeile n-au drept. Uitați-vă, vorba lungă, ochi vânăt. Știi de asta? Nu e ochi vânăt. Un cucoș bun niciodată nu sunt graș. Uite la dânsul. Alen Dilon. El spune că vă iubește, așa-i? Natalie, dragă, bărbatul ăsta e un om, o viitate, să dai mâncare, să dai ceva, încă mai să-i dai, și pe urmă ceri de la dânsul, dar Natalie ce-i dat? Toate șele. Nu și vse. Toate șele. Ascultați, domnul, mulțumesc. Prea mult? Prea mult. Dar ia ridicați mâna la omul ăsta. Teodora, vreau să te susțin, Teodora. Vreau să te... E o izverg, e o ubiță. Haideți să vedem un alt episod despre care ne-a povestit doamna Feodora. Atenție la ecran. Și odată tot am fost la Cahul
Și ieși de așa, când l-a văzut așa bucuros, el vindea acolo, nu știu, vindea. Și îl întreabă, merge acasă? Dar eu spun, noi nu mergem acasă. Eu am mers pe drum, am mers înainte, dar el s-a oprit. S-a oprit și las și vreo 3-4 minute și eu vorbit acolo, nu știu. Eu am mers înainte. Și pe urmă, când venim acasă, vine o mașină din urma noastră. Și el spune, ia că a luat unul din alt sat. Zic, tu asta te gândești tot drumul și o să o iei pe dânsă, n-a să rămâie în cahu? Dar nici nu știu ce să cred. Câteodată, știți cum eu cred? E că parcă mă liniștesc. Și mă gândesc, cine se uită la niștea asta? Mine m-a obișnuit, nu femeile, vă spun serios, m-a obișnuit vorbile care iese din gura lui. Doamne, și am așteptat să termine, să termine, să mă stimeze. Să-i spui dragostea lui, că el o are. Eu era timp când m-am învățat să pădă și chiar își spunem. Eu când dormeam cu tine, știi așa bine dormeam, aveam somnul dulce. Nu că era sex, dar era somnul dulce. Mă luam în braț, eu luam în braț și dormeam. Dacă nu a început beția, bacul cu samahona lui Babușca și îi ascunde bătâlci prin casă, într-o colț, o bătâlcă, el vine bat. Cu cine se doare? Vă reamintesc că în această ediție aflăm povestea familiei Brusnițân din Albota de Sus, raionul Taraclia. Feodora se plânge că nu mai poate trăi alături de soțul său, Victor, care o supără, o ceartă și, cel mai probabil, o înșeală. Ea a cerut ca Victor să treacă testul la detectorul de minciuni, iar bărbatul a acceptat. În câteva clipe vom afla cum a răspuns el la poligraf. Dar mai întâi, domnule Victor, eu să vă întreb, ce o să faceți dumneavoastră în cele două cazuri, da? Deci am întrebat-o până acum pe doamna Feodora. Dacă testul va demonstra că dumneavoastră o înșelați și ne-ați mințit și pe noi, pe toți aici. Я 100% уверен, что я ничего плохого не сделал. Нет, то, что вы ничего плохого не сделали, знаете, изменять жене, может, какой-то мужчина тоже думает, что ничего плохого не делаю, я, наоборот, вот, осчастливливаю и одну, и вторую, и третью. Я за 40 лет жизни, за 62 года своей жизни, я никогда, кроме нее, никого не имел и не любил. Но жил. Фу на вас, так красиво говорите, не дай бог сглазить. Хайдите, соведем, кум са петрекуте, старя ла полиграф. După mai multe încercări de a evita testarea, la rugămintea soției sale, Victor Brusnițân a acceptat să ajungă în fața expertului poligraf. Îndată ce Victor și-a dat în scris acordul de a fi testat, poligrafistul i-a adresat bărbatului întrebările care o măcinau pe Feodora de atâta timp. Какая либо женщина просила вас развестись с супругой? Во время, как жена была в Италии, у вас были возлюбленные? În câteva momente aflăm dacă Victor Brusnițân a spus adevărul și dacă ascunde el ceva de soția sa. Da, aceste aplauze au fost pentru dumneavoastră, domnule Victor, pentru că știe și publicul nostru cât de greu este să treceți acest test la poligraf. Nu e ușor deloc. Deja că ați mințit, că ați spus adevărul, e altceva, dar însăși testul este o încercare mare. Vreau să-mi spuneți de ce ați acceptat să faceți testul. Може быть, установится мир нашей семьи. Мы все на это надеемся. Очень хотим, чтобы вы отсюда ушли под ручку друг с другом. Но avem rezultatele testului care tocmai au venit și înainte de a le anunța, vreau să vă întreb dacă ați mințit la vreo întrebare a expertului. Даже ни один пальчик не сказал неправду, всю правду сказал. Всю правду сказал. Всю правду. Și acum voi citi 5 întrebări, cele mai importante, care v-au fost adresate în cadrul acestui test și ne-au interesat cel mai mult. Așadar, prima întrebare a sunat în felul următor. Vreo femeie v-a rugat să divorțați de soția dumneavoastră și să vă căsătoriți cu ea? Nu. Niciuna? Niciuna. Și niciodată? Niciodată. Așa ați răspuns și în cadrul testului. Și vreau să vă spun că testul a arătat că ați spus un neadevăr. Не может быть. Может, все-таки вы где-то, знаете, как в подсознании что-то осталось? Даже во сне не найду я такое это.
Свой грех. Ну, судя по тому, что показывает тест, где-то ходит по земле эта женщина, которая... Да есть такой. Может, во сне. Есть такой. Да не во сне. Есть. Пускай скажут, говори сам, спуни сынок. Да нам вафи имею. Ай, ну, терета, аша де честный. Ați auzit ce a spus testul. Să trecem la următoarea întrebare. Ați vrea să divorțați de Feodora pentru o altă femeie? Nu. Așa ați răspuns și în cadrul testului. Ați răspuns nu. Da. Și testul a arătat că ați spus un adevăr. Cel puțin, domnul Victor nu vrea să divorțeze de dumneavoastră, nici pentru oricare altă femeie. Dar eu știu de ce, scuzați-vă, eu știu de ce. Știți de ce? Da. De ce, să ne spuneți? Că el în sat sunt tare multe care, cum, sunt femei care au nevoie de așa ceva. Dar cine să-i pui pe masă, să-i facă masă de sărbătoare? Până la ora 4 eu șed la cuhne. Cuhne, cât am fost la Italia, nu puteți să-mi facă și e caldă. Dar eu stau până la ora 4 la cuhne, când e masă de sărbătoare, la mine masa sunt... Dar spune, deși îți dau cuvântul. Teodora, tu te-ai gândit vreodată, bărbatul după ce mănâncă? Ce mai vrea? Și mai vrea? Dar uite că tu pe la jumate mergi, știi? Dar nu da, până mai dincolo de jumate, tu nu te mai gândești acolo. Uite, ai dat, a mâncat la cuhne, stai toată ziua, dar tu te obosești, el deja a stat și mănâncă frumos și acum se trezește în el altceva. Și unde iubirea? Băi da, iubirea trebuie după aia, nu? Ia spuneți, vă rog, unde iubire? Dar nu poate să vii lângă mine să-i încurăți o șapă, să stai măcar lângă mine. Trebuie să-l învățăm, oleacă. Fac și bor și spăl și vreau în mine. El acum a început. Eu am închis toate sărbătorile. Și acum nu mai faceți mese? Nu mai fac. Deloc. A treia întrebare. Cât timp Feodora a fost plecată în Italia? Ați întreținut relații sexuale cu vreo femeie? Nu. Niciodată. Nici gând n-am avut. Dar dumneavoastră ce credeți, doamna Feodora? Da, eu nu cred nimic. Nu credeți nimic? Nu cred. Dar să știți că așa a răspuns domnul Victor și în cadrul testului, a spus nu. Și acest răspuns a fost un adevăr. A patra întrebare. În timpul căsniciei cu Feodora, domnule Victor, ați întreținut relații sexuale cu o altă femeie? Nu. Ați răspuns și în cadrul testului nu. Și să știți că poligraful a arătat că dumneavoastră ați spus un neadevăr. Păi ce mă? Nu e tebe doma, скажу, какой был. Ai uitat. Да неправда это. Неправда это. Да все правда. Да все правда. Все правда. И дрепт нас. Была Италия. Да ну и Рафа. Când m-am căsătorit eu, în sara anunții, el a avut tot cu ultima lui amantă și era acolo. Și când ne-am dus după nuntă, să ne culcăm în pat, el a pus zadnița, pânci la mine și capul încolo. El nici nu a simțit că are soție lângă dânsul. Eu i-am spus că nu a trebuit, nici nu mi-a trebuit sex. Nici mi-a trebuit să mă iei în brață, să-mi spui eu că te iubesc și să dorim împreună. Am fost... Dar asta e drept. Nici prima noapte de dragoste n-ați avut? Nu. Auleu. Ultima întrebare din test. Cea mai importantă întrebare pentru care ați venit în această seară la noi, doamna Feodora. Ați fost întrebat, domnul Victor, acum aveți o amantă? Nu. Ați răspuns nu. Nu, da. Nici n-am avut. Și acesta este un adevăr. Doamna Feodora, acestea sunt rezultatele testului. Pe care vi l-ați dorit foarte mult, da. L-ați convins pe soțul dumneavoastră să-l treacă, l-a trecut. Ce simțiți acum? Ascultați, eu sunt tot femeie și eu umblam la lucru, eram tinerică frumușică și când vineau bărbați la mine ospătărie și mâncau, știți ce îmi spun eu? Ce faci tu cu bărbatul și la noapte? Duceți să-l vedeți sub gard, că el îi bat.
Când ai tu dragoste cu dânsul? Dar știți ce am spus eu? Lăsați-l așa. Eu al iau de seară acasă, al spăl, îi schimb chiloții, maica, al pun în pat. Dar spre dimineață să vede ce am să faci. Eu nu l-am schimbat și nici nu m-am gândit. Eu n-am, nici nu m-am uitat la bărbați străini. Nici nu m-am uitat. Eu acasă am avut doi băieți care nu că m-am temut de dânși. Eu tare i-am stimat și l-am stimat și pe dânsul. I-ați spus atâtea reproșuri domnului Victor. Și vreau să vă întreb, domnule Victor, ați auzit? A spus în față la întreaga țară, soția dumneavoastră, nu este fericită alături de dumneavoastră din anumite motive. Вы готовы меняться ради того, чтобы сделать свою жену счастливой хотя бы на старости лет? Я всю жизнь менялся в ее сторону. Она меня не слышит, не понимает и не знаю даже. Вы понимаете, вы два разных человека. Теодора вас никогда не любила. Она требует от вас, но никогда не отдала вам тепло, которое требует от вас, понимаете? Вы проходите рядом, она тоже там делает блины, не знаю, что там делает. Вы разные два человека, которые встретились случайно. Вы пришли, сказали, я хочу тебя брать в жены. А папа говорит, я ее не отдаю, а ты любишь ее? Не люблю. Вот она до сих пор вас не любит, Виктор. А вы говорите, что вы ее любите, и детектор лжи показал, что вы очень правильный и хороший парень. Я желаю, чтобы вы дожили старость до конца. Eu sunt de acord, domnul Anatol, și puțin vreau să... În viață este o deprindere. Eu, bunăoară, trăind, din zi în zi mă îndrăgostesc în soțul meu. Fiindcă mă prețuiește, atenție, de ce ea și doamna Dora s-a înlăturat de el. Acum vreau să nu fiu nici cu dumneata, nici cu dumneata. Nu trebuie să țineți, eu asta așa... Domnul Victor, arătați-ne acum, demonstrați-ne că cu adevărat o iubiți. Cel puțin treceți lângă doamna Dora. Ce-ți ghinișură acolo? Doamna Dora, doamna Dora. Și încă o dată repet. Ce frumos! Doamna Dora, păi încearcă, măcar aici, el încearcă. De ce nu-l lăsați? Doamna Dora, mai departe, nu vă mai gândiți la trecut, că nu avem timp. Mai eu nu mă gândesc la trecut. Ne-au luat, ce frumos. Faceți acum, nu-i târziu niciodată. Uitați boala pământului care în fiecare zi ce se întâmplă, nu vă mai gândiți-o. Gândiți-vă la ziua de astăzi. Gândiți-vă cum puteți să-i trageți atenție. Dumneavoastră învățați prin lucrul dumneavoastră, o să vă răspundă și dumnealui. M-ați înțeles? Am înțeles și vă mulțumesc tare. Problema dumneata și cu domnul Victor nu e simplu înșelare. Credeți-mă. Îmi permiteți, înainte de a vă recomanda eu ceva aici, o să discuți cu telespectatorii noștri care s-o uite la noi și sunt destul de mult. O să înțelegem că toți bărbații care ne aud acum o să înțeleagă că sunt câțiva lucruri care, dacă noi facem sau nu facem, are o influență extrem de puternică și s-ar putea o să cutremure relațiile noastre de cuplu. 1. Băutura alcoolică la bărbat este cea mai mare otravă pentru relație de cuplu, pentru că majoritar dintre femei au o alergie față de asta și nu pot suporta bărbatul beat în pat. De dragul nimic, nu intrați în pat cu femeie dacă sunteți beat. 2. Agresivitate de orice fel să nu fie, verbală, psihologică sau din punct de vedere fizic, este un element care are un impact negativ foarte mare în relație de cuplu. 3. Relație de cuplu, baza este ceea ce noi spunem iubirea noastră, dragostea noastră. Dragostea asta, din partea bărbat și femei, se manifeste punctul culminant în actul însuși dragoste, actul sexual. Într-un cuplu, dacă relație sexuală este
se clatine într-un fel, cu siguranță va afecta structura familiei. Să fim atent și o să înțelegem că dacă noi am stat o lună de zile, 6 luni de zile, am lăsat pe soț, am lăsat pe soție și nu am avut o relație sexuală, cu siguranță putem ne aștepta mai târziu de undeva se scoate, eu știu, o rădăcină sau se scoate o crânguță și o să clatine iar fundamentul familiei noastre. Eu vă propun, cel puțin vă ofer 5 ședințe gratuite să lucrez cu dumneavoastră, pentru că cu siguranță dacă vă lăsam așa o să mergeți, nu cred că așa ușor o să trageți concluzie. Cu mare drag, eu o să dau la dispoziția dumneavoastră și cu siguranță, doamna Teodora, noi vom face asta că o să fie foarte bine între dumneavoastră și domnului. Mulțumim, domnule Muhammadi, foarte pentru această ofertă. Aici încheiem liniște și poate să vă doresc să ai liniște și dragi mereu.